găsit la o nouă ediție de BV01ADE, locul unde aflați principalele tendințe, modă, trucuri de înfrumusețare și secrete ascunse ale celebrităților. Sunt Adela Diaconu și astăzi veți urmări un interviu cu designerul Ionuț Glăvan, omul care a transformat pasiunea pentru modă într-o afacere de succes. Fabrica de încălțăminte și accesorii Minelli Boutique și o rețea națională de magazine. Veți admira și noua colecție a acestui brand, adaptată stilului de viață special creată pentru diva urbană a zilelor noastre, colecție ce a fost prezentată în cadrul Bucharest Fashion Week. Minelli Boutique, brandul designerilor Ionuț Glăvan și George Ștefănescu, a avut o accesiune importantă în ultimii ani. Tocurile înalte, platforme excentrice în combinații cu o paletă largă de culori, deosebesc imediat pantofii acestui brand românesc, care s-a dezvoltat frumos. Este un proiect început în anul 2008, dar are o experiență în spate de aproape 20 de ani în crearea de încălțăminte. Brandul este una dintre acele mărci ajunse la maturitate odată cu participarea la diferite festivaluri de modă interne și internaționale, printre care New York Fashion Week, Bucharest Fashion Week, Sibiu Fashion Days, Dubai Fashion Week, India Fashion Week. Designerul Ionuț Glăvan ne dezvăluie astăzi la BV01ADE care sunt trendurile în materie de încălțăminte pentru sezonul acesta. Mai multe trucuri și sfaturi vestimentare utile veți afla din materialul următor. Invitatul emisiunii de astăzi este designerul Ionuț Glăvan. Bună, Ionuț, și bine ai revenit la noi în emisiune! Bine v-am regăsit, dragi telespectatori și iubitori ai Nova TV. Ionuț, ai avut din nou o colecție impresionantă. Ce ne poți spune despre aceasta? Ți-ai prezentat-o de curând la Bucharest Fashion Week. Mulțumesc frumos, apreciez. Ce pot spune? Colecția se numește 70s Baby, inspirată din moda anilor 70, 60-70. Tocuri groase, pe diferite dimensiuni, combinate în glitter, tot felul de accesorii. Sper că v-a plăcut. Culorile deosebite. Da, am lucrat la ea și, de fapt, toată ținuta, inclusiv rochile, make-up-ul. De excepție, avem o colaborare cu Antonia Academy, care și-a dat toată ținința să iasă foarte bine. Da, a fost un tot unitar perfect. Așa, spune-ne ce se poartă vara aceasta în materie de încălțări. Voi ați scos, bineînțeles, colecția de podium, dar aveți foarte multe modele în magazine, pe online. Cum e? Da, avem foarte multe, începând de la încălțămintea sport până la tocurile cel mai înalte, 15-16. Încercăm să acoperim toată gama, așa încât clientul nostru să aibă de unde să aleagă. Da. Ce să spun, am lansat linia Menele by Minelli, o linie mai low, tocmai să atingem și targetul acesta și, bineînțeles, Minelli. Și ne lucrăm la o nouă linie care o să fie surpriză. Ca și ținute casual, ai văzut, se poartă foarte mult acum ținutele sport, ținutele casual accesorizate cu încălțări pe măsură. Se poate în continuare talpa aceea ortopedică, în ce nuanțe, voi cum aveți linia aceasta? Se poartă într-adevăr și talpa ortopedică, nuanțele, nu știu, noi am mizat foarte mult pe roz, verde, albastru electric. Cam astea definesc în mare parte colecția noastră, dar, bineînțeles, am adaptat și cu roșu, negru, culorile neutre care nu lipsesc. Da, și pentru evenimentele speciale, pentru ceremonii, sandalele, pantofii, cum sunt, ce formă au, mai ales pantofii, sandalele? Stiletul au rămas în continuare? Noi nu prea am mai mers pe pantofii, pe linia stiletto. Încercăm să adaptăm tot ce vine din afară. Cum am prezentat și în această colecție, mergem pe tocurile mai groase, mai excentrice, tot felul de linii. Combinații de materiale. Combinații de materiale, bineînțeles. Și sperăm ca și clientul nostru, cel care ne cumpără, să-i placă.
Bineînțeles, avem și colecțiile vechi care se vând în continuare. Sunt persoane care încă nu îndrăznesc mai mult și se limitează să rămână mai clasici. Mai clasici, exact. Acolo la voi pe site aveți foarte, foarte multe modele, dar trebuie să știi ce merge cel mai bine. Nu putem să spunem că avem... Din toate, și din gama sport, dar și din linia specială de ceremonie, dar așa, pe fiecare categorie a fost un model cu care ați dat lovitura. Pentru că am văzut că mulți mai și copiază de la voi. Un model care așa a prins, a fost o nebunie, nu știu, o isterie. Într-adevăr, a fost o isterie cu papucii, ca să zic așa, cei cu blană. Noi în bestseller, da, într-adevăr. Noi în 2014 am promovat, în 2015 am fost la New York Fashion Week cu Dorin Negrău. N-am crezut că o să fie așa bine vândut, dar abia în 2016 am vândut, nu pot să spun, foarte, foarte mult. Tocmai, cum ai spus, ne-au copiat, inclusiv din China și așa mai departe, da. Nu știu, sperăm și în 2017. Noi am făcut câteva modele, am mai mers pe această linie cu blană. Deși se mai poartă, este între... Se mai poartă și în 2017? Se mai poartă, nu foarte, cu un volum foarte mare, dar se mai poartă. Mai finuț, așa. Mai finuț, exact. Cu curela. Da, 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 exact. Știi cum e, când ești original, trebuie să fii pregătit să fii și copiat, nu? Așa sunt toți mari trendsetteri, dar na, e ciudat. Spune-mi ce mai pregătești pentru anul acesta. Lucrăm la o colecție capsulă care se adresează mireselor. Ne dă ceva bădăi de cap, după cum știți, nu știu, toate mirețele se visează de mici să arate într-un anumit fel și noi ne dăm silința ca aceste produse care o să iasă în această colecție capsulă să arate wow. Lucrăm, nu pot să vă spun mai multe, sper să vă surprindem plăcut. Da, mirețele sunt foarte pretențioase. Ce se cer cel mai mult pe acest plan? Sândăluțele acelea cu baretă? Da, 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 sândăluțele cu baretă. Albe sau nu neapărat? Ivoar. Și albe, și ivoar, și glitter. Nu mai sunt chiar așa clasice să meargă numai pe culoare alb. Lucrăm la niște pampoane frumoase, mari, accesorizate, să pună în evidență încălțămintea aia. O să vedeți, sper să vă placă. Da. Și pe plan personal, cum e? Cum se împacă business-ul cu familia? Bine să zicem. Aveți susținerea, nu? Da, susținerea e. Muncesc exagerat de mult, ca să zic așa. Cum arată o zi din viața lui Ionuț Glăvan? Dimineața, da, la cât e trezirea? 6:30, 7:00 și termin programul undeva orele 20. Da. Între timp cum e? Mergeți la fabrică? Da, merg la... magazinele? Bineînțeles, merg la fabrică în primul rând să vedem ce este lansat în producție. Dacă nu ești acolo, na, persoanele... E mai greu, nu-și dau totdeauna silința să iasă produsul cum trebuie și de aceea trebuie să stăm în fabrică. Dar cum arată dressing-ul soției lui Ionuț Glăvan? Mi-l închipui așa cu zeci de fantofi, de toate cele cizme, cum e? E mai modestă. Arată, își face... A început să-și facă singură, să nu mai înceară părerea, tocmai că mă vede foarte ocupat și a zis să nu mai bată la cap și cu niște păreri. Da, arată bine. Am văzut că voi aveți și acele materiale speciale, adică se fac multe și la comandă, că poate vrei un toc anume, nu? Cu nu știu ce material. Da, noi lucrăm și la comandă, avem foarte multe materiale, tocmai și online, nu putem să le prezentăm pe toate, încercăm, am vorbit cu cei care se ocupă. Nu se pot pune atâtea. Nu se pot pune, exact. Am achiziționat foarte multe materiale care... În anumite combinații arată superb, da, senzațional. Nu avem noi timp să facem modelele, să arate, să punem în evidență aceste materiale. Da, așa este. Bun, revenim că am făcut așa o mică pauză la familie. Timp să călătoriți mai aveți de o vacanță? Da, trebuie, pentru că trebuie să mai și ne relaxăm. Cam două vacanțe pe an mari, ca să spun așa, și
Da, și micile vacanțe, ca să zic așa. Capa de la munte la munte? Nu, când plec în Italia să achiziționez accesorii și ce trebuie unei fabrici, atunci mai prelungim cu o zi, două. Da, 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 exact. Înțeles. Și la munte, la Brașov, veniți? Cum e? Brașovul e un oraș superb. Chiar e printre primele favorite ale mele. Ajungem, bineînțeles, pe Valea Prahovei. Dacă nu ajungem să fim cazați tot mai în Brașov, poate în Predeal sau nu știu, în Sinaia, dar de Brașov tot timpul ajungem. Da, tot ajungem. Da. Și tu ai un stil vestimentar așa mai special. Cum ți l-ai defini? Mie îmi place să mă rog mai casual. Nu sunt totdeauna adeptul îmbrăcămintei clasice, pantofi și așa mai departe. Încerc să fiu altfel un pic, nu știu, dacă reușesc, dacă nu reușesc. La final, ce planuri de viitor ai? Unde v-ați dori să ajungeți? Deja brandul vostru e un nume în țară, toată lumea știe. V-ați gândit pe plan internațional mai mult să mai... Da, ne-am gândit. Deocamdată cererea este foarte mare în țară, de aceea nu am ieșit încă foarte mult în afară, deși suntem în marile capitale, suntem în Barcelona, Madrid, Alicante și Valencia, vorbim de Spania, suntem în Italia, prezenți Germania, chiar Malta, dar deocamdată piața internă avem cererea foarte mare și noi nu reușim să o acoperim. Da, aveți și Facebook, acolo am văzut, mai faceți și concursuri, o nebunie când e... Da, facem, tocmai să ținem clientele noastre, să le interactive. Tot timpul. Și comunicați cu ele, că anumite modele au o cerință anume. Ce să zicem, o să vă urmărim și acolo și mult succes cu noile colecții și noile proiecte. Mulțumesc frumos! Cea mai nouă colecție a designerilor Ionuț Glăvan și George Ștefănescu, dedicată sezonului Spring Summer 2017 și denumită Mod Deliberat, 70's Baby, experimentează și jonglează cu texturi controversate precum plasticul colorat, glitterul multicolor, pielea lăcuită, denimul și catifeaua prețioasă, rezultând itemuri care să ofere o notă sexy și glamoroasă ținutelor. Inspirați de tendințele anilor 70, designerii au împrumutat referințe de pe întreg mapa mondu și au creat modele opulente inspirate din prospețimea acelei perioade. Să urmărim prezentarea de modă! Shaking and staying alive.
hold on, just for many in the world back. And besides, if we got something in our heart, buying the fake birds and taking them to the people. Why is this cat dang even in bed? She spends his rankings in the malls with her friends. What to be a girl, living in a material world. But it's alright, cause it's Saturday night. So what's the forecast for fuck the BG? And all you college students, plenty of weed cheese. Check the spelling R-E-F-U-G-E. You can see me first and what you need. If you ain't even close with the rock. With nobody got insurance, rubber do the map, you ain't have things on it. My man's playing true, you forget about it. Ho-ho, just a new sense, like my influence. Well recognized, you alive, trying to do it. Got you to your lady, oops, you're not saving. Smooth, charismatic, automatic, you gon' save me. Long left the dead, that's my son survive. He's got to teach you, baby, and stay alive. Stay alive, stay alive.
Știe că dacă vi se oferă pantofii potriviți, sunteți în stare să cuceriți lumea. Aceasta a fost noua colecție semnată Ionuț Glăvan, de la care ați aflat și ultimele noutăți profesionale și personale din viața sa, însă cam atât pentru astăzi. Vă așteptăm pe site-ul și Facebook-ul ce-mi poartă numele, acolo găsiți noutăți despre vedete și exclusivități marca BV01AD, actualizate zilnic, dar și concursuri cu premii prin care vă răsplătim fidelitatea. Până data viitoare când ne revedem, nu uitați că principalele tendințe modă, trucuri de înfrumusețare și secrete ascunse ale celebrităților le aflați doar aici. Sunt Adela Diaconu și vă doresc să aveți o săptămână excelentă. Pe curând!